Feteștul, și nu numai Feteștul, județul Ialomița, poate chiar și Constanța, nu a văzut așa ceva până acum, autobuze electrice într-un municipiu. Atunci când vă gândiți la un astfel de proiect, trebuie să aveți măcar un dram de mândrie pentru că realizați așa ceva pentru municipalitate. În momentul de față aveți un autobuz în spate, un autobuz care, deși este luat second hand, este de bună calitate. Chiar și așa, este mai poluant decât un electric, consumă mai mult combustibil, consumă combustibil lichid și așa mai departe. Cum vedeți schimbarea ce va să vină aici la Transbus? Am ținut totuși să fie ceva nou, totodată având în vedere și poluarea. Totul a început de la, cum vă spuneam și altă dată, de la stații de încărcare electrice, ținând cont că pe aici este autostrada, ne gândeam să fie și în Fetești o stație de încărcare pentru mașini electrice, de acolo a început și ideea de ce n-am luat noi autobuze electrice. Tocmai pentru, în acea perioadă, făceam achiziția încă două autobuze SH. Nu ne puneam problema cu bani de la bugetul local să luăm autobuze noi, care costau foarte mult. Am luat două SH-uri, încă două SH-uri luate și în legislatura trecută a primarului trecut, din legislatura trecută. Am mai luat două autobuze, am văzut problemele care sunt cu ele. Una e să fie SH, una e să fie un autobuz nou, consumuri și tot ce leagă și poluare. Și a venit și oportunitatea de a depune proiectul pe sistem integrat, pe PMUD, cu sistem integrat transport durabil și le-am gândit, e bine să fie cu autobuze electrice. Am avut discuții și cu primarul din Cluj, referitor la autobuze electrice care le are în Cluj, care m-a convins și m-a lămurit că e foarte bine. De acolo a început totul. Asta legat și de realizarea infrastructurii și asfaltarea străzilor, pe lângă acest proiect de autobuze, achiziția autobuze electrice și asfaltarea 7 km de străzi, realizarea unei piste de bicicliști, plus o autobază nouă pentru aceste autobuze. Câte autobuze va avea Feteștiul? Câte vor fi aici? 12 autobuze de capacitate mare, plus 2 de capacitate redusă. Bun, aceste autobuze vin, așa cum a spus, cu un proiect care implică și infrastructură și dotarea unei zone, unei baze pentru aceste autobuze. Care sunt provocările cu care v-ați confruntat în acest proiect? Mi-ați spus că încă de la început ați avut probleme cu un simplu aviz, o hârtie. Nu, un singur aviz care n-a reușit să-l luăm de la OCPI, după care o chichiță legislativă nu ne-a lăsat să luăm, după care a apărut lege între timp, am avut proiectul respins atunci când n-am avut acel aviz, s-a schimbat între timp și legea și s-a redepus proiectul și am reușit să obținem finanțare pentru acest proiect de aproape 11 milioane de euro. Se poate spune că s-au aliniat stelele, așa cum v-ați dorit să se întâmple, așa s-a întâmplat. Era foarte bine dacă era mai repede cu un an, bine și acum, bine, niciodată nu-i târziu. Și am reușit cu acest proiect care e o mândrie nu pentru mine neapărat personal, cred că pentru toți feteștenii ar fi o mândrie să aibă autobuze electrice în sudul estul României. Ce se va întâmpla cu autobuzele acestea mai vechi, second hand, pe care le-ați achiziționat deja? Probabil vor fi în continuare folosite, după care vor fi, nu știu, nu, nici nu mă gândesc la acele autobuze, probabil și dezvoltarea ulterioară o să fie alta a acestei societăți. V-am întrebat de câți ani sunteți director aici, mi-a spus că de 20 de ani. Vă imaginați poate în urmă cu 20 sau 10 ani sau 15 ani că veți conduce o flotă de autobuze electrice în Fetești? Nu, deși în permanență visul nostru a fost de dezvoltare și de modernizare a acestui serviciu, acestei activități de transport local de persoane în municipiul Fetești. Am pornit cu la drum cu autobuze românești, cu autobuze Icarus, apoi încet încet le-am dat deoparte în funcție de posibilitățile noastre. Am cumpărat aceste autobuze care la vremea lor și acum oferă totuși condiții mai bune decât cele dinainte. Sunt cu podea coborâtă și în felul ăsta cu acces pentru persoanele cu dizabilități, sunt de capacitate mai mare. Și următorul pas, da, este acesta al utilizării autobuzelor electrice. Dacă vorbim de autobuze electrice, ne gândim și la o infrastructură potrivită pentru acest tip de autobuze. În momentul de față aveți
clădirile vechi, garajele vechi și așa mai departe. Ce se va schimba în această curte unde ne aflăm noi aici? Da, proiectul prevede construirea unui sediu administrativ, o clădire parter și a unei hale cu dublă funcționalitate și de întreținere și reparație și de garare, de parcare a autobuzelor pentru toate autobuzele. De asemenea, vor fi stații de încărcare, stații de încărcare rapidă, stații de încărcare lentă. Pentru întreținere va fi dotarea corespunzătoare, atât cât vom putea și vom realiza noi întreținerea aici, pentru că sunt autobuze noi și atunci mentenanța se face probabil centralizat. Vorbind puțin de trecerea asta de la autobuzele pe motorină, probabil că sunt acestea, la cele electrice, cu siguranță acesta este viitorul. Cum vedeți autobuzele electrice din punct de vedere al eficienței? Sunt ele la fel de eficiente pe termen mediu și lung și la fel de rezistente, poate, ca acestea pe motorină? Aceste autobuze electrice înseamnă o provocare pentru pentru noi. Suntem la un început de drum și deocamdată informațiile noastre legate de caracteristicile tehnice ale acestor autobuze sunt totuși destul de puține. Din ceea ce știm, sigur, vor avea o autonomie corespunzătoare de, eu știu, 200 și ceva de kilometri, astfel încât să poată să realizeze programul zilnic de activitate și cu garanția unui lucru nou, deci pentru câțiva ani de funcționare în condiții ireproșabile. Sigur, vor fi niște condiții mai bune, sigur, vor fi pentru oraș un câștig în privința reducerii poluării și credem că vor determina o atractivitate mai mare din partea cetățenilor pentru cetățeni, astfel încât transportul în comun să devină o alternativă viabilă pentru mobilitatea în interiorul localității.